Salutare lupilor, bine ați venit pe canal la un nou episod. Sper că aveți o săptămână cât mai ușoară. Cei care sunteți în vacanță, bucurați-vă de vacanță. Cei care sunteți la muncă, sper să aveți un serviciu cât mai ușor. Azi mâine vine weekendul, azi mâine ne vedem pe live. Ca de obicei, vineri, sâmbătă, duminică, băgăm live. Loviți butonașele de like, dați în ele, înroșiți-le, cum numai voi știți. Mulțumesc mult pentru susținerea acordată. Astăzi băieții de la EA Sports au băgat Shapeshifter Player Pick 94+. Știți că duminică pe live am făcut două picuri, atunci era 93. Plus. Odată l-am prins pe El Sharaoui, micuțul faraon, și odată pe Hazard. Hazard, mare win, tată, și în perioada asta face peste 1 milion de coins. Deci da, ne-o dat bine până acum din player pick-uri. Din Icon l-am prins pe Ronaldinho Gaucho. Să vedem, continuă norocul în seara asta. Cine știe, poate prindem un Messi, poate prindem un Ronaldo, poate prindem un Ribery. Dar înainte de a intra în player pick, vreau să vă arăt ceva. Haideți să vedeți. Urmează Summer Swap 2 și Summer Swap 1 a fost genial, pachete pentru Father, pentru un jucător bun de prins din pachete, player pick-uri geniale, deci a fost beton. Acum mai și mai interesant, frate, Summer Swap 2. După cum vedeți și pe ecran, pentru un token avem un pachet 82+ ori 25. Pentru două tokenuri, un pachet 83+ ori 25. Pentru trei tokenuri, un pachet 84+ ori 25. Pentru 4 tokenuri, îl avem pe Zambrota Moments. Pentru 7 tokenuri, un pachet 85+ ori 20. Pentru 8 tokenuri, un Shapeshifter Player Pick 1 din 4. Pentru 10 tokenuri, o băgat un pachet genial, frate. 86+ ori 15 jucători. Chiar e curios. O să fac și eu pachetul ăsta, o să bag grind. Da, chiar dacă e iulie, frate, chiar dacă imediat e august, bag grind și o să luăm și noi pachetul 86 ori 15. Să vedem cât e de OP. Pentru 12 tokenuri, un player pick 1 din 5, Shapeshifter Hero. Pentru 15 tokenuri, un icon player pick 93+. Pentru 17 tokenuri, tot un player pick, Shapeshifter 1 din 5, 95+. Pentru 20 de tokenuri, vine șobolanul Ben Yedder de 97. Toată lumea știe cât de OP e Ben Yedder în FIFA. De data asta are un card de 97 și stai că asta nu-i tot. Pentru 27 de tokenuri, are un card de 98. Acum nu știu câtă diferență o fi între Ben Yedder de 97 și de 98. Chiar curios. Plus, minus, 1 la rating nu prea contează. Dar oricum, ambele variante arată genial. Pentru 24 de tokenuri avem un Icon Moments Pack 95+. Poate să-ți dea ceva nașpa de aici, dar șansele îs să-ți dea ceva bun. Pentru 30 de tokenuri îl avem pe Dinatale, Foot Hero, Right Winger. Pentru 32 de tokenuri avem un player pick 1 din 5, 96+, Shapeshifter. Pentru 34 de tokenuri avem Icon Moments player pick 1 din 4, 94+. Pentru 36 de tokenuri îl avem pe Cryf Moments. Da, frate, se anunță în continuare vară incendiară pe FIFA. EA Sports nu ne dezamăgește cu contentul, chiar e un content foarte bun acum pe timp de vară. Putem băga grind, grind, ne facem echipa mai bună, mai bună și mai bună. Mai detaliat despre Summer Swap 2 o să discutăm vineri pe live și atunci vedem care sunt recomandările mele, voi ce o să luați de acolo, o să fie mai în detaliu. Acestea fiind spuse, haideți să vedem care sunt cerințele pentru Shapeshifter Player Pick 94+. În primul segment avem nevoie de un squad de 11 jucători, 88 rating, 50 chemistry, un jucător Team of the Week sau Team of the Season. Înainte era cam problematică treaba asta cu jucătorul Team of the Week sau Team of the Season, că nu mai erau în pachete, erau foarte scump, știi, și noi au ajuns undeva la 70-80 de ca un jucător Team of the Season. Da, acum nu prea e cazul, sunt în pachete, dă și jucător Team of the Week, mai ales dacă ați făcut pachetul 85+ ori 10 și nu numai, oricum drop rate-ul e bun acum în perioada asta. Al doilea segment din SBC, avem nevoie de un squad de 86 rating și 40 chemistry. De data asta nu avem nevoie nici de Team of the Season, nici Team of the Week. Eu zic că cerințele pentru SBC, ținând cont că e 94+, picu, sunt chiar decente. Sunt destule pachete fader, sunt destule resurse, deci un GG pentru EA Sports. Acum o să complete segmentele, o să vă arăt și vouă care sunt, apoi dăm în player pick. Haideți lupilor! Primul segment de 88, easy, jucători untradeable, pe Tonali l-am duplicate, numai bine ne-au folosit aici la SBC, Onana, Ndidi, Hummels, un Parejo, un Tonali, un Cahill, tot ce trebuie acolo. Suntem chiar la limită, 88 rating, 53 chemistry. Îi dăm drumul la primul segment și trecem la al doilea. Bun lupilor, am scos la capă și col doilea SBC, un Di Maria, un Cunha, un Kessie, un Hazard,
Și uite așa am făcut noi, 86 ratingul și 63 chemistry. Sper să pice ceva bun din player pick. Poate pică încă un super jucător, gen Eden Hazard, de ce nu? Să fie un super jucător. Avem picul, Doamne ajută și mie și vouă dacă îl faceți. Haideți să vedem ce pică din el. O să aflăm împreună ce jucători sunt în pic. I-am dat drumul, s-a deschis picul. Am dat pe primul jucător și acum să vedem cum arată. 90 Psychical cu 93 Stamina, 91 Defending, 96 Dribbling. Ăsta bine pe Dribbling, reacțiile sunt 90, dar în rest Dribbling 98, Agilitate 98, Balance 98, 94 Passing, foarte bine și pe Passing, până acum 90 plus toate, 90 și pe Shooting, ce bine stă și pe Shooting, chiar sunt curios cum stă pe Pace, haide să vedem. 98 cu 99, băi, ești nebun? Băi, cum arată jucătorul ăsta, deci toate îs 90 plus, are și pace-ul 98 cu 99. La cum arată și pe agilitate, și pe pace, și pe shooting, și pe psychical, și pe dribbling, și pe passing. Cred că e un jucător genial. Nu știu cine e, dar haide să vedem acum împreună. Să vedem cine e, cine e. Atal. Mă, Atal e bun, chiar ziceam eu că îl vreau pe Atal de mult, vreau să-l testez. Bun, al doilea jucător are 88 Psychical, 53 Defending, 99 Dribbling. Bă, cine e ăsta, frate, cu 99 Dribbling? Hazard nu-i, Hazard știu că e mai low la Psychic. 93 la Strength, 92 la Jumping, 92 Stamina, 91 Passing. 89 shooting, problema e că stă low pe shooting. Pace-ul e 97 cu 95. Cine poate fi? Stă destul de slăbus pe shooting. Pe finishing mai exact, 85. Stă excelent pe dribbling. Haide să vedem. Chiar îți curios cine e. Reina, îi luz, să zicem. Dacă Atal e un semi-win, Reina îi luz de data asta. Al treilea jucător, 84 Psychical, cu 95 Stamina, 67 Defending, 95 Dribbling, e un jucător de atac ceva, 92 Passing, 94 Shooting, 97 cu 98, deci 98 Pace-ul, stă bine pe Stamina, stă ok pe Dribbling, stă ok pe Passing, stă foarte bine pe Shooting, stă foarte bine pe Pace, haide să vedem cine-i. Silas. Ah, Silas nu-i cine știe ce, dar cine știe, poate ultimul jucător din pic o fi și cel mai bun, hai să vedem. 88 Psychical, 88 Defending, e Tecatito, 94 Dribbling, 93 Passing, 92 Shooting, 95 Pace, da, Tecatito, îl joc de atâta timp, îl știu pe de rost pe jucătorul ăsta. Lupilor, ce să zic, Atal, îți mulțumit de el, poate juca acolo perfect ca și second CDM. Îl luăm pe Atal, nu mai stăm pe gânduri. Să vedem cât mai costăm perioada asta. Îi undeva pe la 90k. Da, eu sunt mulțumit. Atal e un jucător meta, e un jucător bun. Mulțumesc că ați urmărit videoclipul. Vă rog încă o dată apăsați butonașele de like și ne vedem vineri pe live. O săptămână cât mai faină.